în puterea avatarurilor. S-ar putea să fie doar o nouă formă de evaziune, o infracțiune prelungită a cărnii în tipare improvizate, o sublimare alchimistă înșelând realitatea imediată. Oameni cu trupuri încă hibride și mai mult goale, expuși în faze intermediare, în ipostaze temporare, ca într-un atelier de sculptură cu mii de modele în așteptarea lutului, a pietrei, ori a bronzului, ori chiar a cărnii vii în care să se înființeze. Cei de pe frize aparțineau unor specii ambigue, cu totul și cu totul de aur. Cei mai mulți indivizi par să fi fost încrucișați încă de la începuturile lumii, oricând va fi fost asta, corciți cu idei, entități cerești și terestre, după principii acum desuiete, indiferenți la genul lor fizic, populând teritorii întinse, participând voluntar la figurarea unui expozeu pictural, în variante, experimente și întrupări fanteziste, umanoizi semănând cu noi din greșeală. Am putea presupune că erau cu toții bolnavi de echivoc și neîmplinire, o maladie fantasmagorică și de aceea au plecat într-o croazieră pe mare ca să-și poată interpreta visele unul altuia, încercând să-și amelioreze specia, complăcându-se să fie așa aberanți unul cu altul în căutarea unei soluții acceptabile de armonizare, bălăcindu-se amnezici în sfera absurdității. Nu pare nimeni satisfăcut pe deplin de felul în care a evoluat natura ori de acest soi de umanitate. Totul ar trebui reinventat, cel puțin unele exemplare, altele ar trebui declarate ilegale ori suprimate, așa cum s-a întâmplat cu dinozaurii. Să admitem că nu e decât un act public de răzvrătire împotriva autorității tutelare a tot ceea ce părea deja să existe în arhetipuri bine definite, se elaborează noi chipuri și o întreagă dispersie de obiecte investite cu suflet. Ne îndoim de paradigmele instituite, devenind peste noapte pictural ilegitime. Se consumă virtualități fără număr în această pictură. Existența se coagulează în formațiuni imprevizibile, lucidități temporare acaparate de avataruri, devenind mici lumi provizorii și paralele, în vârful catargului unei nave amiral, acolo unde s-au reunit mai mari lumii să discute și seducătoarele cu trupuri albe, cristalizate ca niște flori de mină, Stonehenge, structuri megalitice, artefacte și alte vestigii arheologice, învârtind istoria pe degete în reliefuri minuscule, trecând genealogii în revistă, devenind laimotiv într-un arhipelag cu insule, lagune, estuare, în stăpânirea celor de-o ființă cu oceanul. Și totuși, cineva ne privește din spatele lucrării, dintr-un grizai, având contururi ușor culisante, urmărind o punere în operă continuă a unor planete retrograde, o nouă mitologie, un zeu, un avatar sau un maestru al disimulării, supraveghind suspicios acest proces de înălțare a noii citadele în sine, o recompunere a existenței, o chinuitoare metamorfoză, până devine un turn alegoric
arborând un melc delicat ca o floare la pălărie, închipuit deasupra unui mic acvariu, locuit de o zeitate marină ce se scaldă înăuntru, fredonând în surdină o muzică interpretată la fluier, încă din vremea când noi, ca niște mici anfibii, mai puteam încă respira sub apă, într-o încântătoare suprarealitate plutitoare.